doamnelor și domnilor, în calitate de gazdă, vă adresez un călduros bine ați venit. Vă rog să vă ridicați în picioare, se va intona timpul acelor pandemiei. Vă rog să vă ridicați, să păstrăm un moment de reculegere.
început am să-l invit pe domnul colonel în rezervă, doctor Constantin Moșica, renumit istoric Ioreac și Oradean, și am să vă spun o dată, deși s-a vrea să-l prezez, deja vă clamează să-l mărești pe la care însu este istoric militar Ioreac, unul, am zis, să ne prezinte monografia cercului militar. Dânsul a făcut o documentare amplă, patru arhive, prezintă peste 100 de documente inedite, de la înființare și până în zilele noastre. Domnule Comună. Vă mulțumesc! Este plin de emoții ca întotdeauna. Vă mulțumesc că de la, dacă aș avea brațe mai mari, se pot cuprinde de la Piatra Neamț, de unde am existit și prieteni familia Istoroiu, până la Australia, prin prietenii George Roca, să vă cuprind pe toți și să vă mulțumesc că sunteți aici. Dumneavoastră, că sunteți cei tineri, că sunt prezenți camaragii noștri de arme, că sunt prezenți domnului general, care au coordonat activitatea în domnului carierei. Sigur că sunt plin de această emoție și de parcursul celor 50 de ani din cariera mea, făcuți în această toamnă, de când prima dată m-am culcat și m-am sculat toara, ca elev al liceului militar de la Ștefan cel Mare, la Câmpul Moldovenesc, și până la această zi în care pot să vă prezint în semn de cinstire și de prețuire a dumneavoastră o carte cu totul specială și este cu totul specială prin subiect, pentru că se referă la o instituție de cultură care a împlinit pe 11 octombrie 100 de ani. Și ca să nu pierde mult din acest eveniment, să vă spun că este prima instituție de cultură din Livor, făcută sau creată cu scopul de a realiza un aspect cultural românesc care se impunea aici. Și veți vedea cum am împărțit această carte care parcurge toate etapele și surprinde ceea ce făceau cadre militare, ofițerii, în activitatea lor curentă, în cazări care nu prea era cunoscută activitate, și ce făceau dincolo de aceste ziduri ale cazărilor, care de 18 erau închise, adică participau la actul cultural. Este denotat faptul că în 21 octombrie 1919, a doua instituție de cultură românească este creată de George Bacalovu, cel care fusese ales în comitetul director al cercului militar, ca vicepreședinte, deci George Bacalovu înființează Regiunea Culturală cele trei Crișuri. Apoi, tot acest ilustru militar avea să creeze prima filială a Ateneului Român, în care el, alături de, sau după, ca succesor, se spune, al lui Bulgar, a fost primit ca membru al Academiei, al Ateneului Român, în 1924, cu un discurs formidabil despre istoria transilvaniei. În aceeași ordine de idei, ca instituție culturală,
lungit sfera de cuprindere a intelectualității, a fost creat și cercul subofițerilor din Oradea. Ceea ce se cerca subofițerilor din Oradea, frecventat de către intelectualitatea oradeană, avea să sporească zestrea și averea, să cumpere un teren de 1000 de metri pătrați, care, din păcate, în perioada ocupației golpiste, a fost pierdut, pentru că la revenire în 1945 în garnizoană, nu a mai putut să fie revendicat, deși există toate actele cu numere topografice și așa mai departe. Am căutat, din păcate, un zadar până în prezent, de la oficiul de cadastru și a pierdut foaia de avere în care figura acest număr topografic. Dar timpul încă nu-i pierdut și îl vom recupera probabil și pe acesta. Despre prezentarea acestei cărți, vreau să începe sau să o fac într-un mod atip. Tot de la început, cum v-am spus titlul cărții, Cercul Militar Oradea Centenar, 1911 octombrie 2019, ceea ce începe de la spate. Acum știți și dumneavoastră cine începe de la spate, prezentarea cărții. Și acesta m-a adresat un cuvânt de salut tuturor camaraților care au slujit această instituție, un bine meritat la mulți ani. Și nu mă voi opri asupra acestui cuvânt și l-am încheiat aici, pentru că vă las plăcerea de exprimare dumneavoastră. Și am să vă spun că această carte conține 254 de pagini, are referire la documentele din 4 articole cercetate de mine, are 336 de trimite la surse bibliografice, are o listă selectivă de documente de bibliografie, 50 de lucrări, are 12 colecții de reviste, din care sigur am extras cele mai importante lucruri, pentru că vă dați seama că într-o 100 de ani, această instituție a avut niște realizări absolut formidabile. Și am selectat dintre cele mai importante 60 de documente, pe care chiar dacă unele au fost picurate cu semnală, le-am lăsat și le-am curățat când s-a făcut tipografic, ca să le vedeți și să fiți mai aproape de emoția și de conținutul acestor documente. Apoi am încercat să aduc cele mai grăitoare imagini din activitatea desfășurată la Cercul Militar Oradea, în tot acest parcurs istoric, care n-a fost simplu. Și veți vedea că m-am referit mai întâi la necesitățile momentului, care la anul 1919 însemna, când armata română, când era la Budapesta până în noiembrie 1919, Cercul Militar în Oradea deja funcționa. A doua chestiune. Aici, în toată zona și în populația din Oradea și Bihor, era o minoritate de peste 70% maghiare, adică majoritar erau maghiari la acea vreme. Cunoașteți bine legile de maghiarizare, legile care interziceau accesul românilor în orașe, etc., etc., aspecte care probabil vor fi adâncite de către istorici, pentru că specificul locului nostru, al Bihorului, al Oradei, este una aparte și merită toată atenția pentru a fi studiat. Vreau să zic că, în această etapă, avem de-a face cu nevoia de implementare a culturii românești. Pentru că până în 1919, și acum copiii de la Oradea Doamna, de la Gorgu și cam mai departe, se bucură de centenarul școlilor respective. Pentru că până atunci erau școli în exclusivitate în limba maghiară. Deci iată nevoia pentru care statul român vine și așa de aceste instituții, în care exista numai unul tulbure, dar tulbure în sensul de a le tulbura apele maghiarilor din zonă, respectiv
mai în alții ierarhii ai bisericii ortodoxe române și ai bisericii greco-catolică, catolice, își dau mâna și realizează aceste revizuri de cultură pentru a implementa cultura românească. Aici se așează 7 statui, la care George Bacalovul la toate va vorbi, respectiv statuile regiunii a regiului Ferdinand, a regiului Carol, de la Franța, de Eminescu, dar de toate au fost derâmate în 1940, când lucrurile s-au schimbat. Deci avem această etapă a comploturilor care s-au întâmplat în 1920, etapa religionismului până în 1940, etapa de evacuare a Oradei și inclusiv a cercului militar cu întreaga lui avere, în partea de dincolo de linia care a fost arbitrată, așa prezentată de la avere. Apoi avem de-a face cu revenirea toate acestor structuri, dar revenirea lor într-o structură democratică. Observați ghilimele pe care le-am pus. Această structură democratică, sau noi democrații, va veni să așeze inclusiv un nou concept de educație. Acela este al instituțiilor democratice, ECP-uri recunoscute în armată și sub influența acestor acum a sfârșit cercul militar și acțiunile culturale cum s-au desfășurat. V-am lăsat spre deliciu un astfel de document spre a lectura. Apoi, după această etapă în care, sigur că și armata, prin structurile sale, după epurarea săvârșită în armată, după această epurare, spuneam, vin noile structuri, respective elementele noi, dar care sunt, din păcate, cu o pregătire precară, pe care au încercat să o suplinească ulterior. Și apoi, avem următoarea etapă, aceea realizată după 1961, pe la 1963, pe la 1 ianuarie 1963, cercul militar capătă numirea de cercul ofițerilor. În acest context, prietenul George Roca, cu două case mai încolo, avea să coinerească pe aici și să crească, după cum îl vedeți, așa de bine. Deci acest cercul militar avea să înainteze în lucrurile și în etapele care le va curge. În această perioadă, deci după 70, începe să facă, să se facă o deschidere formidabilă în ce privește istoria. E, în acest local al cercului militar s-au produs cele mai importante și reprezentative momente din Oradea culturală, aceea de prezentări și de prezențe de la academicieni și am rușinat pe mulți dintre ei în această lucrare, alții desigur că nu puteam să-i cuprind pe toți, și care au ținut prelegeri de educație culturală, patriotică în aceste instituții de cultură. Este foarte interesant un exemplu, acela al episcopului Vasile Coman, cel care, deși armata la vremea respectivă se bine că nu avea relații statornice și armata la vremea respectivă făcea politică, dar nu mai făcea religie, înainte făcea religie, dar nu făcea politică, și în sfârșit, acum nu face politică, dar face religie. În sfârșit, în acest context, preasfințitul Vasile era, fără să fie invitat, când prindea de veste că se întâmplă aici, în Sala Mare, câte un eveniment, se întâmpla să fie îmbrăcat cu straiele preoțești, ierarhic ca era, cu Sfânta
municipiului Oradea. Se conferă domnului Lucian Silaghi, directorul Direcției Județene pentru Cultură Bihor. Se conferă domnului Mircea Jarcan, de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor. Se conferă domnului Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor. Deci eu am un vernisaj acum la 5 jumate în salon internațional de Antinei. Se conferă doamnei Ligia Irișan, de la Biblioteca Județeană Gheorghe Șinca Bihor. Se conferă revistei Familia, se conferă domnului Florin Mariș Vinsu, manager la Școala de Arte Francis Cubi Curale. Se conferă doamnei Angela Lucia, director Muzeul Orașului Curale. Se conferă domnului Leontin Ciucut, directorul ansamblului profesionist Crișan. Se conferă domnului Ioan Silaghi, directorul ansamblului folcloric Bihor. Aici eram jurta la văzut. Și eu.
conferă domnului profesor universitar Violet Faul. Bravo! Se conferă domnului avocat
Cavaler de Clio, în carte veți găsi nominalizații, inclusiv fotografii. Anatol Munteanu, care s-a mânat această sabie de trebul la Chișinău, așa și prietenul George Constantin Istoroiu, i s-a mânat această sabie de Cavaler de Clio, fiind deci cel mai proaspăt Cavaler de Clio și spre bucuria mea, iată-l astăzi prezent, venit tocmai de la Moldova, nu știu. Sabia cuvântului, militarilor de a da cuvântul sabiei și scriitorilor sabia spiritului. Cealaltă categorie a beneficiat de vorbirile acestor trei categorii. Parafrazându-o pe Libanus, marele filozof, vorbind la cei mai străduciți studenți ai lumii, a spus că mare categorie de nașterea Doamnul Cătăvăr. A spus ce mame faimoase trebuie să aibă acești fericiți copii. Deci, parafrazându-o, spun ce mame minunate are acest neam care a dat preoți, militari, scriitori și cealaltă categorie de oameni. Se conferă domnului Cristian Crișan Poligraf. Se conferă doamnei profesor Livia Lucuța. Gracias.
să-i se conferă prin ordin de ministru numele de colonel dr. Ioan Țepeni. Foarte bine! Dacă dorește cineva să mai adreseze. Care pleacă de la o mândrie care ne caracterizează pe noi militari. Cei care ține, am ținut și vom ține, la onoarea și gloria României, la onoarea noastră ca militari. În paranteză fie spus, în zilele noastre spre onoarea noastră, se pot spune multe. Închid paranteze. Dintr-o privire mi-am dat seama, am uitat în sală, pe mulți dintre dumneavoastră vă cunosc. A apărut arginții în păr. Ne-am aplecat puțin. Ne mai uităm la câte o sculă care se cheamă Bastos. Dar inimile noastre sunt tinere și au o cadență care ne face cinste nouă militarilor că menținem această cadență. Spunea colegul, distinsul meu coleg, să vorbim un minut. Încă n-a trecut un minut, dar voi să vorbim. Mai spunea domnul distins avocat în latină, balansat, un mod de a gândi. Eu îi răspund. Cogito ergo sum. Cuget, deci exist. Dați-mi voi să cuget. Înainte de a face câteva aprecieri la lucrare, nu putem trece fără a creiona cu majuscule autorul lucrării. Atâta timp cât am comandat această divizie, mi-am fost un colaborator apropiat, alături de cei care sunteți în sală. Perseverență și ofițer activ. Luciditate. A știut și a gândit în ce moment se află armata într-o situație sau alta. În ce moment geostrategic se află România într-o situație sau alta. N-a fost ca plecat niciodată și dacă i-ați citit cele 10-15 lucruri, veți constata putere de analiză. Același lucru veți vedea și în recenta lucrării. Aș vrea să mai preamăresc contribuția domniei sale și a cadrelor componente ale diviziei 11 mecanizate care au lăsat pentru municipiul Oradea insemne demne de păstrat până la calendele grecești. Statuia lui Șoiu și statuia lui Halitaș. Ca o expresie a înțelegerii actului de cultură națională am făcut treaba. La inițiativa mea, a domniei sale, a generalului Bartos, colegul Ursu, care le-au răspuns la această chestiune și ați văzut cele două statui. Una zace, una depusă prin hotărâre de Consiliu, în curtea unei întreprinderi a
semn jignitor la adresa noastră a celor care am desfințat obeliscul care era instalat în centru și în fața teatrului și am pus câte ceva. Să nu se înțeleagă greșit. Fiecare militar, dacă îl întrebați, vă răspunde așa cum i-am învățat eu. Pe Mihai Viteazu îl iubim, iar pe Ferdinand îl respectăm. Sesizați nuanța. Sesizați deosebire între a iubi și a respecta. Sângele burebista, care ajunge și la mine, și la voi, și la dânsie, a trecut și pe la Decebal, pe la Mircea cel Bătân, la Ștefan cel Mare, la Cuza, la Avram Iancu, și a mai trecut pe Mudreba, unde armata română din nou a dat o lecție de istorie patriotică. În anii lui decembrie înflăcărat. Armata română, cine n-a înțeles rolul, eu eram la Divizia 1 din București comandat. Armata română a jucat exact așa cum îi se cere. Să ascultă și să cunoaște glasul poporului. L-a ascultat, a cunoscut ce dorește poporul și a trimis elicopterul pe 22 la 12 și un minut și a luat familia prezidențială și a dus-o la divizionul de artilerie antieriană de la Tudor. Iar pe 25, justiția și-a spus cuvânt. Deci, mărăsesc și Urtus. Armata a zis că aici nu se trece. Nu s-a întâmplat. În al doilea război, bătălie Crâncenă pentru Ardeal, militarii de atunci au zis, nici pe aici nu se trece. Iar în decembrie vine armata, o treia contribuție. Suntem la dispoziția voastră, popor român. Ce va zice armata română în zilele noastre? Noi militarii, mai tineri, mai bătrâni, mai activi, mai neactivi, știm ce zice armata română și mâine, dacă va fi nevoie. Dar opțiunile sunt multiple. Închei, stimați, stimate doamne, stimați domn, prin mulțumire care mi le adresez, că ați onorat cu prezența această activitate culturală, de mândrie. Vreau să fiți de acord că tot ce v-a spus a fost într-o lirică proprie. Mie nu-mi șoptește nimeni ca și dumneavoastră. Vă formați opiniile în verticalitatea dumneavoastră. Așa trebuie să fie. Și conștient din ce instituții ați făcut parte, o mai păstrați în inimă sau ați părăsit-o? Dacă ați părăsit-o, vă doresc sănătate. La ceilalți, spor la o viziune viitoare, dar și contemporană. Vă îmbrățișez, stimate doamne, deci doamnele le îmbrățișez, dar pe voi, bărbații, vă strâng o mână de fier. Vă mulțumesc! Și
adresați în scris șefului cercului militar pentru următorul volum pe care Costică Moșmicat îl va scrie la bicentenar și noi promitem să fim prezenți. Vreau să permiteți ca în numele filialei Bihor, Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, să ofer această diplomă de onoare cercului militar Oradea la aniversarea 100 de ani de la înființare pentru păstrarea și promovarea continuă a valorilor naționale și culturale ale poporului român, pentru cultivarea patriotismului și spiritului de armă și pentru menținerea veșnic vie a flăcării cultului eroilor. Aceasta a fost, așa cum vă spuneam la început, prima parte, cea să-i spunem științifică și istorico-melancolică. În continuare, urmează partea artistică și, pentru început, deoarece are mult de notat până acasă și a zis că pleacă în seara asta, îl invităm pe domnul George Roga, care a locuit două case mai încolo, dar acum locuiește două continente mai încolo, prin Australia, să ne recite o poezie. Dar nu asta e problema. Veșnic îmi stă în minte, mi-a
cea mea copilărie și să -l iau de la început. Simt că asta nu se poate. Mă învinge depărtarea și puterile mă lasă. Că se stinge lumina. Dacă o fi să mor acolo, pe-al pacificul uman, sufletul meu să se întoarcă tot aici. Personalități culturale de astăzi, relativ tinere, Șerban Borda, directorul Arcadia, Clubul Femina, doamna Cuc, Dumnezeu să o ierte, a continuat ceea ce a început doamna Lungu, era un club unde numai șeful cercului militar care voia să intre, restul numai doamnele, el, tânăr actor, l-am adus să le recite domnilor. Acum este director. A mizat bine pe cercul militar. Florin Marișinsu, la Festivalul Cântecului de Cătănie, de la Cluj, prima distinție la acest festival mare în folclorul românesc, acum este director la Școala de Arte Francescu și multe, multe alte personalități ale culturii bihorene au plecat aici, așa cum se face vorbire și în arte. În continuare, vă invităm la un moment poetic, Remembrance Ioan Țetărea, susținut de elevii Colegiului Național Iosif Urcan din Oradea, Vladimir Ioan Popa, din clasa pregătitoare B, Tudor Dimitrie Popa, clasa 3-a, Baciu Gors Marina, clasa 12-a, Ana Maria Cultura, clasa 12-a, Nicoleta Crainu, clasa 12-a, Diana Chișvaz, clasa 12-a, poemele sunt selectate din urmele Copiul din Cer, apărut în ediție din limbă, română engleză la editura revistei Convorbiri Literare din Iași în anul 2003 și poemele cu suflet.
atunci, și acum, înalți brațele sugeră în catedrala, ca o terapeutică veți primi, întindem, poate, într-o altă viață, de către o altă ființă, care mă ascultă din ce în ce mai mult și se vede precum chipul dintr-o pictură renascentistă. Și de ce să mă întreb care e rolul meu? Gracias.
ascultat. Ca să fim un ton cu domnul Loca, care se cred că este domnul Loca de la liceul 4, nu domnul Loca. De la Doj. De la Doj. Ai fost coleg cu mine cumva? Eu bănuiesc că da. Artistic, o invităm la microfon pe
Cadetului Militar Oradea, activitatea noastră s-a încheiat, cea oficială, și acum vă invităm pe toți în sala de dincolo să tragem niște concluzii cu gândul la cei care au fost, cu imaginea